Salutul lor și bine v-am regăsit la un nou episod. Încă o navigație astăzi, încă o cameră spate, încă o cameră DVR care filmează traficul și alte probleme. Astăzi avem un Hyundai Tucson din 2007, cred că e mașina stock, exact cum a venit din fabrică cu castofonul ei. Și o să montăm o navigație aftermarket cu toate delicatesele incluse, cameră, Bluetooth, Android, etc, etc, etc. Asta e navigația, vine exact acolo în gaura de fabrică, ne apucăm să dăm jos, o să vedeți și ce cameră montăm și cum o să arate navigația la sfârșit, cum v-am arătat și data trecută, la clipul cu Passatul. Așa arată navigația, e destul de grea, să vedem acum, după ce o montăm și ce specificații avem și vă arătăm și vouă. La mijlocul drumului, după cum se vede, ca să scoatem navigația asta care e destul de micuță, desfacem tot bordul. Desfacem tot pe două ca să tragem acolo USB-ul. Am montat și camera asta de filmat, DVR-ul ăsta, pe care îl conectăm în torpedo la un USB. Și acum avem navigația de fabrică, castofonul de fabrică are o mufă și noi trebuie să montăm toate astea și ce mai am pe aici în spate acolo. Bineînțeles că oprim filmarea, ne apucăm de treabă și revenim cu noi clipuri. Iată că am pus și bordul la loc, am terminat, navigația e montată, e destul de fit, intră foarte bine acolo. Avem o navigație cu Android, evident, care la început o să arate un logo de Nissan, dar îl schimbăm și pe ăsta, punem logo-ul de Hyundai. E o navigație clasică cu Android, intrăm un pic la setări, să vedem ce știe să facă navigația asta. O să fie greu de... Avem Android 10. Avem octa-core, Cortex A53, memorie 2 GB. Avem mașalier, bineînțeles. Știți că am zis că montăm și o cameră de mașalier. Și s-a aprins camera, vedem în spate, în garaj, vede foarte bine. Avem și camera de sus, care trebuie să o instalăm, v-am arătat-o mai devreme. Asta este, care înregistrează în față. Trebuie să o instalăm și pe ea. În principiu, este o navigație simplă, eficientă, se mișcă foarte bine. Avem instalat iGo, avem Google Play Store, avem maps-urile de la Google, Gmail, YouTube. Foarte prost cu focalizarea pentru că e foarte luminoasă. Avem cam tot ce avem un telefon, avem și pe această navigație. Și bineînțeles, avem și o cameră spate montată frumos aici, e foarte finuță, nu sare în evidență deloc. Și vede foarte bine, e pusă în stânga luminii din stânga și ați văzut cum vede în spate foarte bine. Avem radio, avem Bluetooth, avem USB-uri în torpedou, avem auxiliar, microfon, avem și microfon pentru Bluetooth să putem să vorbim la telefon. V-am zis, după cum v-am zis, în principiu avem absolut tot ce avem nevoie din punct de vedere multimedia față de ăsta vechi care avea casetă și CD. Cam asta a fost tot. Până data viitoare, baftă dulăilor!